Mami în bâze la ureche. Facem tunsoare acasă. Homemade. Handmade. Vine acum și rândul lui Mirciulică și a lui Matei. Pe Mircea și Matei îi tundem chel. Că vine vara, dacă vrei să-i tundem chel, scrie în comentarii, dar mă tem să zic asta. Iar Melisa, ce porți acolo? Corset. De ce? Poate e comodat. Întoarce să arătăm corsetul tău, părul într-o parte. Pentru că Melisa începe să îmbătrânească. Melisa are scolioză și trebuie să remediem problema. Începem cu corsetul, apoi cu notul în piscină afară, iar după asta exerciții fizice și masaj. Îl tundem și pe Matei. I-a crescut părul. Tati zice să nu-i tundem cotița. Eu zic că da. Să-i tundem sau nu? Mai bine să-l tundem. Ce zici? Eu zic că nu. Eu zic că da. Să vedem ce zic abonați, cei care ne privesc. Și mami, ce s-a întâmplat? S-a descărcat! Hai să ducem un prelungitor și să punem firul. De Matei! Gata, am rezolvat problema, am găsit prelungitor și... pornim! Îl tundem pe Mircea. Da, a venit și rândul lui. Deja terminăm cu el. Da, mult păr Mircea a adunat. Ultima etapă și Mircea la fel e gata. Ce mă tem, ajuți? Mergem la magazine. Să vedem, poate mai găsim câte ceva. După aceea să cumpărăm mâncare. Rândul 3. Mami, să ne luăm câte o blăniță? Câte o blăniță? Da, da, hai. Pentru vara asta? Pentru că vin ploile. Patiserie interesantă. Elevator. Priviți ce deservire! Super fine! Wasabi! Sunt sushi! Eu credeam că sunt dulciuri. Da, de departe seamănă dulciuri. Cu siguranță vom veni aici pentru că trebuie să faci o rezervare la masă ca să ai posibilitatea să mănânci. Și apropo, tati vă explică regulile. Achiți în prealabil și mănânci cât poți, în timp de o oră de vreme. Cât încape. Cât încape în tine. Cu siguranță vom veni aici. Mircea, tu vrei aici? Este bucătăria preferată a Melisei. Matei, tu ai să vii aici? Mi-am uitat borseta și merg înapoi la parcare. Era la picioarele mamei și mami n-a fost atentă. Hai, noi te așteptăm! Pa! Succes! Ei, ei, înapoi! Toți au plecat cu tati după borsetă. Matei, Matei, hai rămâi cu mami, hai vină cu mami. Hai vină cu aici. Hai! Găgoașa, găgoașa, tu ești frumos? Da? Am primit mesajele din partea voastră unde ați scris cum se numește cățelușul din serialul Patrol. Mulțumim! Ce-ai găsit aici, Mircea? Așa, niște blocuri, machete. Vai, ce frumos! Și mașinuțe? Cred că de e jucat. Uite, și luminile aprinse în bloc. Cineva se scuze de cineva. Super, fain. Foarte frumos, mie îmi place. Acolo sunt și niște beciuri. Ce e aici, Melisa? Privești cinema? Este o boxă unde intri și privești un film. Iar în spatele tău ce avem? Super! Și ce e mare! Dar tu nu știi ce e acolo! Să mergem să mâncăm ca dacii? Casa dacilor? Restaurant. Mergem pe terasă să mâncăm? Hai!
stai, că Matei deja a văzut ceva. Băieții au plecat și restul au rămas. Ușuriel, ușuriel, încetișor. Ați găsit? Da, aici. Am găsit ceva. A plouat. Hai să căutăm ceva uscat. Deja ploița a plecat, dar probabil să mai vină. Priviți ce frumos, a ieșit și soarele, super! Mircea, ce ți-a venit? Un fresh cu banane și portocală. La Melisa. Fresh cu portocală și grapefruit. Și Matei la fel, bananică și portocală. Ca de obicei, Matei primul bea tot sucul până vine mâncărica. Chiar e frumos aici. Până acum a plouat, a fost înorat, iar cum a venit familia Milimi pe terasă și soarele. Deși administratorul ne-a avertizat că ar putea să revină ploaia, noi nu ne temem. Dar noi s-au dispersat. Hai că ne-am schimbat locul. Soarele. Wow! Și Mircea. Este un Milimi. Bunică Matei vrea. Tati, ce aveți acolo? Diliciul regelui, acușor castel. Vai, ce bine arată! Cașcaval! Iar aici mai ce este? Un ceaun plin cu mămăligă, smântână și brânză. Tati, îmi pare că e din aia care e de la lacul roșu. Îți amintești? Ah, cu cașcaval! Da, și pestre! Super! Mm, dar de ce nu ai tocăniță? Tocăniță? Eu de la voi. M-ai prins? Prima mi-am luat castraveți murați. Ai mulți? Ia uitați-vă ce farfuroai ce sunt aici. Super! Din dar foarte fierbinte. Farfurii din not. Și sunt foarte mari. Dar și foarte fierbinți. Eu vreau să testez melicuța, să văd dacă într-adevăr este gustul ca din ăla de la lacul roșu. Așa e, tati. Am mâncat o singură dată acolo și mai mult n-am mai găsit în altă parte. Cum e, tati? E gustoasă. Seamănă cu dulceana. Seamănă? Foarte mult. E mult. O să mâncați pe toate? Da. Poftă bună? Poftă bună! Au venit și papanașii. Viți aici gem. Ce frumusețe! Probabil este gem de coacă, de smântână și papanaș. Aici la Melisa cu... Ciocolată! Păpănașul nici nu se vede! Vai! Din abundență au doar la mine se vede! Casa dacilor, aveți un 10! Da, aici ne-ați doborât! Sunt gustoși boboșii! Da? Nu? Dar care mai tare ți-a plăcut? Cu coacăze sau cu ciocolată? Care e mai gustos? Cu ciocolată! Iar acum te întreb pe tine, cu ce îți place? Cu gem sau cu ciocolată? Priviți câte murături! Vai, conserve! Pentru mami! Ce frumos! Vai, și păstări, și tot ce vrei! Și ardei iute! Casa dacilor! Super, ce frumos! Și un ceaun? Cu linguri de lemn și o covată. Pare să fie într-un stil semănător cu cel de la pacienții de la noi. Da. Au ceva specific. Aproape sufletului nostru. Da, da, da. Chiar e foarte frumos. Ce bun! Hai, dacă ajungi. Hai, hai. Hai că vine ajutorul. Ce e, Matei? Vrea și el să tragă din clopot. Gata! Da, de clopoțel ajunge. Acum, cu siguranță, trebuie să apăsați și voi de clopoțel. Și eu apăs de clopoțel. Wow, Matei! Vai! Pa, Matei! Pa! Ce-ai făcut, Melisa? Fericire! Mircea, astea în loc de topogane. E un pic altfel, da, tate? Un pic de tot altfel. De fapt, și Moldova e bine, doar că noi suntem mirați că e un pic altfel. Pere. Pere ați luat? Cireșe. Caise. Și ce vă dai?
Ce faci, Melissa? Pepinele verde are 4 kg, iar ghiozdanul meu 5. Hai, cântăriți-l. Hai că ne grăbim. Și priviți ce am găsit. Într-un colț boabe de hrișcă, neobișnuit de mic săculețul, pentru că probabil... Parcă sunt un pic arsie, așa, mai tare. Da, dar sunt super! Iată, voi ați spus că nu aveți în magazine hrișcă. Este... Am văzut la Kaufland. Și iarăși noi am închis magazinul, priviți în pasoare. Doar mașinile lucrătorilor și a noastră. Ce ai pierdut, tati? Ce mă te... Taxi! Hai, hai să mergem! Da! Da-ți pus la loc? Da. Și ce ai în mână? Bănuții? Da. Hai, urcăm! Ce? Și tu ai bănuții? Am spus așa, pac, am pus-o la înaltă și s-a spus.